Prețul energiei și al gazelor scade puternic, inclusiv în România. Motivul ar fi cererea slabă de gaze naturale din partea producătorilor de energie, precum și a consumatorilor industriali. Prețul gazelor în Europa a ajuns să fie în cădere liberă în ultimele săptămâni. Și discutăm pe această temă cu domnul Dumitru Chisăriță, expert în energie. Bună ziua! Bună ziua, bine m-am găsit! Se observă acest lucru și în facturile pe care le avem de plătit, pentru că acolo prețurile au fost destul de mari, iar românii s-au plâns de asta de-a lungul timpului. Ma, trebuie să vedem că ceea ce există în facturi este în baza unor contracte încheiate în anul 2022 și în baza unor reglementări care au apărut în anul 2022. Practic, tot ceea ce avem în momentul de față răspunde la aceste reglementări și la aceste contracte care există în prezent. În același timp, ceea ce se întâmplă în momentul de față este o acțiune care, practic, este conjuncturală și care, din punctul meu de vedere, este la fel de periculoasă cum a fost și cea legată de creșterea prețului din anul trecut, creșterile și scăderile repetate, din păcate, bulversează atât consumatorul cât și investitorul și chiar traderul pe această zonă. Din păcate, nu cred că această scădere va fi menținută la infinit, dar în același timp cred că trebuie regândite măsurile care anul trecut au fost luate, astfel încât ele să fie în concordanță cu momentele și cu situațiile din prezent. La ce să ne așteptăm pentru următorul sezon rece? Pentru că, vedem, sunt scumpiri pe toată linia, românii își plătesc destul de greu facturile. E posibil să vedem așadar scumpiri din datele pe care le avem deocamdată? Să vedem scumpiri din toamna viitoare? Dacă ne referim strict la ceea ce, să spunem, avem în momentul de față în contracte, ținând seama de aceste contracte care sunt cumva ancorate în situația din anul 2022, nu ar trebui să avem o astfel de scumpire pentru gazele naturale și pentru energie electrică, repet, față de ce avem în momentul de față în contract. În același timp, trebuie să vedem că în anul 2023 prețurile sunt undeva la nivelul lui 2021, dar înspre toamnă diversele prognoze arată o ușoară creștere față de momentul acesta, fără a mai atinge nivelurile mari ale prețurilor care au fost în 2022.